Dacă va fi adoptată de executiv, această măsură va intra în vigoare imediat ce este publicată în monitorul oficial. Guvernul va acorda acest beneficiu bugetarilor pentru a lega ziua liberă legală din 1 iunie, care cade joia de zilele libere de sâmbătă și duminică. În plus, nu doar primele patru zile din luna iunie vor fi libere, ci și 5 iunie, care este zi liberă prin codul muncii fiind a doua zi de Rusali. Astfel, angajații de la stat ar urma să înceapă luna următoare cu mini-vacanță de 5 zile. Potrivit site-ului avocatnet.ro, zilele de 1 și 5 iunie sunt libere pentru toți angajații. Nu doar pentru cei de la stat, acestea fiind stabilite ca zile libere prin codul muncii pentru toată lumea. Ultima oară când guvernanța a oferit o astfel de zi liberă bugetarilor a fost pe 23 ianuarie, când s-au unit zilele de weekend cu 24 ianuarie, ziua unirii principatelor române. Atunci, executivul a stabilit ca angajații de la stat să recupereze ziua liberă pe 28 ianuarie, adică sâmbăta, în regim de program normal. Cea de-a doua variantă de recuperare a fost prelungirea programului de lucru în ianuarie.